Un gigant vine cu o inițiativă lăudabilă în magazinele sale din România. Clienții vor putea da la schimb plastic și aluminiu pentru fructe și legume românești. Conform playtech.ro, cu toții ar trebui să conștientizăm importanța reciclării. Mediul înconjurător suferă de pe urma acțiunilor irresponsabile ale omenirii de-a lungul secolelor, iar acum este mai necesar ca oricând să apelăm la o schimbare de comportament, dat fiind faptul că natura dă tot mai multe semne că este grav afectată. În acest context, companiile care se implică în influențarea oamenilor în direcția pozitivă, să fie promovate, fiindcă aduc un plus de valoare societății și ne sprijină să ne dezvoltăm în concordanță cu valori fundamentale, cum ar fi respectul pentru mediu, pentru generațiile viitoare. Acestea fiind spuse, dacă ai pe acasă peturi, doze de aluminiu sau sticle, le poți duce la un cunoscut supermarket și vei primi, în schimb, legume și fructe de la fermierii noștri. Practic, pentru un pet, de exemplu, vei primi un fruct sau o legumă. Vestea este cu atât mai bună dacă ținem cont de scumpirile care au afectat industria alimentară în ultima perioadă, dar și de inflația generalizată care ne macină tuturor puterea de cumpărare. Practic, o astfel de inițiativă te poate ajuta inclusiv să te descurci mai bine cu banii de la o lună la alta, relatează Playtech.ro.